Un motociclist de 41 de ani din Cluj a ajuns în stare gravă la spital în urma unui accident rutier. Mergea cu viteză și a ajuns în șanț. Potrivit polițiștilor clujeni, bărbatul din Florești, care conducea motocicleta dinspre Apahida înspre Vâlcele, a pierdut controlul asupra direcției de mers într-o curbă la dreapta, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum. Motocicleta a părăsit partea carosabilă, intrând în șanțul de colectare a apelor pluviale. Accidentul s-a soldat cu rănirea gravă a conducătorului motocicletei. Valoarea pagubelor materiale a fost estimată la aproximativ 50.000 de lei. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul.